Salutare! Vreau să vă arăt în filmulețul ăsta cum vă faceți o semnătură digitală pentru a semna un document PDF în Acrobat Reader. Eu folosesc Acrobat Reader DC, da, se vede aici, pe 32 de biți, există și varianta pe 64 dacă nu mă înșel, dar nu asta este foarte important. Da? Deci, ăsta este sponsorizat de TOC. TOC este prima rețea socială românească cu mesaje vocale, de fapt e prima din lume cu mesaje vocale, e făcută de mine. Intră și tu și creează-ți un cont, toc-social.eu, ai adresa aici, https://toc-social.eu. O treabă extrem de mișto, avem foarte multe informații acolo, sunt foarte multe informații utile vouă. Bun, hai să facem o semnătură. Intrăm aici la, deci dacă nu avem activată chestia asta cu completare și semnare aici în partea dreaptă, da? Intrăm aici în semnare, în meniu în completare și semnare. O să ne afișeze chestia asta de aici. Nu vreau să semnez eu personal. O să merg în partea asta de mai multe instrumente. Și merg aici la certificate. Îmi afișează o nouă bară din aia. Am aici semnătură digitală, semnare digitală. Registrez cu telefonul pentru că o să apară o... Deci nu registrez cu print screen-ul, cu screen-ul de pe computer, pentru că o să apară niște imagini care se suprapun și ăla nu le ia. Prima oară am făcut așa și din cauza asta acum registrez cu telefonul ecran, de fapt. Da? Bun, deci avem semnare digitală. Îi aleg aici o porțiune unde vreau să introduc semnătura. Îmi deschide o fereastră de genul ăsta, da? Ok, eu am aici trei semnături, dar o să mai fac încă una. Deci îi dau aici pe configurare ID digital, deci tu poți să-ți configurezi câte ID-uri digitale de astea vrei. O să-i dau pe configurare ID digital nou. Nu utilizez dispozitiv de creare a semnăturilor, nu utilizez un ID digital pe un fișier, ci o să creez un ID digital nou. I-am dat click pe ultima. Salvare în fișier sau salvare în Windows Certificate Store. Eu îl salvez în Windows Certificate Store pentru că aici se poate partaja și cu alte aplicații. Mi se pare mai utilă chestia asta, de aia voi puteți să-l salvați în fișier fără niciun fel de problemă. Și o să introduc aici numele Robert TOC 1, că mai am una TOC pe care am creat-o înainte. Unitate organizațională, o să-i zic Marketing TOC. Pardon, să scriu și corect. Bun. Companie TOC. Adresa de e-mail. O să bag o adresă de e-mail. E bine să băgați adresa voastră de e-mail aici. Am RSA pe 2048 de biți, adică o criptare foarte puternică. Și am semnături digitale, criptare date sau semnături digitale și criptare date. Vreau să o folosesc pentru... Eu aleg asta pentru că probabil că vreodată, dacă se va ivi ocazia, o să o folosesc și pentru criptare date. Îi dau salvare. Mi-a introdus-o aici, deja selectată. Da? Mi-a introdus-o deja selectată. Emis de Robert TOC 1. Da? Îl selectez pe ăsta. Așa va arăta semnătura. Am aici datele, numele. Semnat digital de Robert TOC 1. Data de 31.05.10.51. Îi dau semnare. Îmi spune unde să-l... Îi dau OK. Am dat și în felul ăsta arată documentul semnat. V-a pus semnătura aici. Semnătura rămâne aici. Ea nu mai poate fi scoasă. Probabil că poate fi scoasă cu alte instrumente, dar nu asta e foarte important. Ideea este că ați semnat documentul cu o semnătură personalizată. Bun. Asta vreau să vă spun. Dați click pe subscribe și pe clopoțel. Mai pun chestii interesante pe aici și faceți-vă cont și pe TOC. Sunt o grămadă de informații utile acolo. Mulțumesc. La revedere.